Unul dintre cele mai așteptate momente la cea de-a 12-a ediție a Nopții Bibliotecilor a fost cel dedicat concertelor mult așteptate de iubitorii de muzică tânără. În deschidere, trupa Deva Smart a delectat publicul cu piese muzicale originale, pline de rid și culoare, după care a urmat mult așteptatul recital susținut de întregita vedetă Delia, care a încântat publicul cu piesele ei. Sutele de participanți au fredonat împreună cu ea la unison melodiile devenite hituri. Niciodată n-ai cum să oprești așa că țin o bucată. Dacă îmi vrea să dependență și o să tacă. Dacă și tu ai minunat. Dacă îmi mare cere. 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 Pentru Biblioteca Județeană, această ediție a Nopții Bibliotecilor a fost un bun prilej de a dovedi că este o adevărată instituție de cultură, a cărei ștacheta a calității se află la un nivel foarte înalt, apreciat de altfel și de cei care au rezistat în ciuda temperaturii destul de scăzute până târziu în noapte. Foarte dansați și vă simțiți bine! Da, foarte bine! Da! Îți place de el? Mama mi-n brațe, te văd așa fericită. Păi da, să văd. Ce vreau? Sunt foarte bine, ne place foarte mult. E puțin rece, într-adevăr, dar nu mă dează, nu simt din frigul. Foarte frumos. Mi-a plăcut foarte mult, interesant a fost. Te bucurat că a venit Delia cu ocazia Nopții Bibliotecilor, adevărat? Da, mă, da. Care e melodia ta preferată? Lo-lo-lo! Extraordinar! A fost o experiență foarte grozavă. Îți place Delia? Normal! Sunt importante cărțile, dar în seara asta am avut parte și de show. Da! A fost super! Da! Da, foarte mult! A fost super, chiar a fost fain și eu zic că e un artist care a atins maestria, adică chiar e top performer în ce face și chiar se merită să vezi la un concert, sincer, adică vezi calitatea aia pe care o oferă în voce și mi-a plăcut super mult. Și mergi prin viață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe marul unde orice cuvânt e în plus. Un spectaculos foc de artificii a încheiat recitalul susținut de Delia, un recital ce va rămâne multă vreme în inimile celor prezenți.